Capitolul 12. Zânițele mergeau în față, urmate de exploratori și de lupul umbră. Ethan a fost ultimul care a intrat pe ușă și a lăsat-o intenționat deschisă în urma lui. Orice ar fi spus ceilalți, el avea încă o presimțire rea despre toate astea și voia să poată fugi imediat dacă zânițele deveneau nesuferite. Scările se roteau într-o spirală care îi ameți pe explorator după o scurtă vreme. Era umed și foarte, foarte frig. Când Stella își puse mâna înmănușată pe zid să își recapete echilibrul, vârfurile degetelor lăsară urme în stratul de gheață care acoperea pietrele. În cele din urmă, scara se termină și Stella fu surprinsă să treacă pe sub o arcadă și să se trezească din nou în plin soare, clipind des. Cum de-am ajuns din nou la suprafață?" întrebă ea. Scările coborau în adânc. Uneori, dacă cobori suficient de mult în adâncurile tărâmurilor de gheață, reîncepi să urci, explică o zâniță și ridică din umeri. Exploratorii își mijiră ochii o clipă, cât să se obișnuiască cu lumina. Apoi, Stella tresări când surprinse cu privirea grădina plină de gâște care îi înconjura. Erau într-un spațiu îngrădit și pe jos nu era zăpadă, însă totul strălucea de la stratul argintiu de gheață. Steaguri colorate atârnau de ramurile desprunzite ale copacilor și un iaz albastru strălucea în fața lor. Gâștele se bălăceau în apă, făceau plajă pe maluri și mergeau legănat printre copaci, dar nu prea semănau cu niște gâște normale. Erau acoperite de mici puncte aurii. Nu sunt minunate?" spuse una dintre zânițe cu mândrie. Putea să fi fost zânița care aterizase prima dată pe umărul Stelei, dar semănau atât de mult între ele încât era greu de zis, mai ales în lipsa hainelor care să le distingă unele de altele. Le-am cumpărat la târgul de gâște de anul trecut. Aveau tot soiul de gâște acolo. Gâște dragon, gâște lătrătoare, gâște de zmeură. Nu există gâște chinezești cu corn aici, nu? întrebă Benny. Pentru că știi, ele pot fi extrem de periculoase. Extrem, extrem de periculoase. Lângă el, Ethan pufni. Greu de crezut. 7 exploratori ai Clubului Exploratorilor Felina de Junglă au fost împunși letal de gâștele cu corn în ultimii 50 de ani, continuă Benny. Ethan ridică din umeri dezaprobator. Exploratorii Felinei de Junglă sunt niște bufoni, spuse el. Majoritatea dintre ei probabil vor pieri căzând în propriile lănci. 12 exploratori de la Felina de Junglă au murit căzând în propriile lănci în ultima 100 de ani, completă Benny prompt. Ethan se încruntă la el. Cum de știi toate lucrurile astea? Nu e normal. Îmi plac faptele, răspunse Benny. Știi cum să procedezi când ai asemenea informații precise. În plus, dacă nu ne străduim să aflăm despre erorile exploratorilor din trecut, atunci sunt șanse mai mari să le repetăm greșelile. 63 de exploratori care și-au scos ochii cu lănci, repetă Ethan dând din cap cu un zâmbet satisfăcut. Ce gașcă de incompetenți! Unul dintre verișorii adoptației Stelei era membru al Clubului Exploratorilor Felina de Junglă și simțindu-se jignită în numele lui, Stella spuse: Benny, de ce nu ne spui și câți exploratori ai calamarului oceanic au murit mâncând prea mulți țipari în ultimul secol? 43, răspunse prompt Benny. Rânjetul lui Ethan dispăru. Stella îi scoase limba. Scuze pentru întrerupere. Interveni una dintre zânițe. Dar dacă ne putem întoarce la subiect, vă asigur că nu avem gâște cu corn aici. Nu pot zbura pentru că au aripile prea mici, dar compensează în alte feluri. Haideți cu noi să luăm ceaiul. Zânele plecară fluturând din aripi și exploratorii le urmară cu cizmele strivind zăpada pe drumul alb, șerpuitor. Gâștele erau destul de zgomotoase și scoteau țipete neîntrerupte pe fundal. Trecură printre copaci, către o zonă unde erau așezate câteva mese cu fețe de masă apretate și ceșcuțe din porțelan. Mesele aveau dimensiuni diferite de la mărimea unui om la mărimea unei zâne. Parcă spuneați că nu primiți prea multe vizite, întrebă Stella. Nu, nu primim, dar ne place să fim pregătite dacă totuși se întâmplă, răspunse zâna. Făcu un gest către copacii din apropiere și hotărâ că arătau destul de straniu, cu ramurile lor lipsite de frunze și cu trunchiurile netede și albe ca oasele. Borcane colorate din sticlă atârnau de ramuri, iar la început, Stella crezu că erau lanterne. Dar apoi, unele dintre zâne zburară, scoaseră suporturi de ouă din borcane și le așezară pe masă dinaintea exploratorilor. Erau fără urmă de îndoială ceșcuțe pentru ouă absolut minunate, potrivite unui rege,
pictate cu auriu și albastru imperial, cu ornamente elaborate și încrustate cu cristale, care îi amintire stelei de oul fermecat pe care Felix îl adusese cu el din Orient. Dar chiar și așa, nu se putea stăpâni să nu fie ușor dezamăgită. Cât zânele pomeniseră de o petrecere cu ceai, își imaginase cupe miniaturale, gogoși glazurate, dragon de jeleu și rulouri lipicioase cu dulceață, poate chiar câteva eclere și fursecuri purpurii. Stella ținea mult la fursecurile purpurii, dar în schimb, zânele anunțaseră că urmau să servească ouă de gâscă la ceai. Stella nu voia să pară nerecunoscătoare pentru ouăle de gâscă, așa că le mulțumi din nou zânelor pentru ospitalitatea lor, înainte de a întreba dacă știau vreun loc prin apropiere unde să poată găsi hrană. "N-am pierdut o mare parte din provizii când am fost separați de restul expediției," explică ea, "așa că vom avea nevoie să ne refacem stocurile." Una dintre zânițe, care stătea pe una dintre ceșcuțele de ceai răsturnate, își răsuci mustățile și spuse: "Veți primi hrană și alte provizii la Yak și Yeti." "Yak și Yeti?" "E un hotel de lux," explică ea, "cel mai de lux hotel pe care îl veți întâlni. Sunt foarte primitori acolo și de ajutor." Una dintre zâne se cocoță în copacul de deasupra, chicotii și fui imediat rugată să înceteze. "Cum îl găsim?" "E de partea cealaltă a curcubeului." Ethan miji ochii suspicios. "E o ghicitoare?" "Urăsc ghicitorile." "Nu e o ghicitoare. Pur și simplu urmează curcubeul și nu ai cum să greșești," spuse zâna. Celelalte se întoarseră cu ouăle de gâscă, iar Stella văzu imediat că nu erau ouă obișnuite. Cojile erau aurii, cu mici pistrui argintii. Fiecare explorator a primit câte un ou și apoi un coș cu argintărie a fost așezat în mijlocul mesei. În loc de lingurițele de ceai la care se aștepta Stella, a văzut că în coș era o harababură totală de ustensile, totul de la cuțite de friptură la furculițe pentru stridii și lingurițe pentru amestecat mierea. A mai văzut un set de bețe din lemn, precum și o furculiță pentru floricelele de porumb, o linguriță pentru prăjituri și una pentru murături. "Și asta ce face?" întrebă Ethan, întinzând mâna după una dintre ustensile. "Înlătură negii?" "E un instrument cu care se curăță anghinarea," spuse politicos zânița mustăcioasă. "Când ai nevoie de foarfece pentru a mânca?" întrebă Benny, ridicând o pereche de foarfece argintii și încruntându-se suspicios la ele. "Sună aghicitoare," interveni Stella. "Acelea sunt foarfece pentru struguri," răspunse zânița. "Și înainte de a mă întreba, celelalte sunt pentru extras măduva, pentru a puca sparanghelul, pentru a rupe biscuiții, pentru a desface pitele, pentru a sfârma crusta homarilor, pentru a puca crabii, pentru a tăia fructele și aceea evident este o linguriță pentru mustață." "O lingură pentru mustață?" întrebă Stella curioasă, smulgându-i din mâini. "Dar pentru ce e?" "Pentru a proteja mustața unui gentleman atunci când mănâncă supă, firește," explică zânița. "Serios? Voi nu aveți mâncăruri fine în locul de unde veniți?" "Chiar e nevoie de toate aceste lucruri pentru a mânca ouă de gâscă totuși?" insistă Ethan, împungând argintăria cu degetul. "Adică există și linguri pentru ouă printre ele? Sau doar lucruri stupide precum furculițe pentru banane, foarfece pentru păstârnac și furculiță pentru șuncă?" O zâniță înaltă se îndreptă către mijlocul mesei zâmbind. "Acestea sunt niște ouă fermecate, tinerii mei prieteni. Tot ce aveți de făcut este să vă gândiți serios la tipul de mâncare pe care vă doriți să-l mâncați cel mai tare și ouăle vi-l vor oferi." Au rămas toți cu gura căscată.